având în vedere că acționar în APA Vilesa. Este și Consiliul Județean Vâlcea. Consilierii PNL cer de câteva luni explicații cu privire la stadiul de implementare a proiectului prin care sistemul de alimentare cu apă ar trebui extins în 24 de comune și orașe din Vâlcea, iar în alte 17 unități administrativ-teritoriale ar trebui să se realizeze investiții în infrastructura de canalizare și epurare a apelor uzate. Aceste explicații au venit în ședința Consiliului Județean Vâlcea din 31 octombrie, dar nu de la conducerea operatorului regional de apă și canal. Pentru a nu pierde finanțarea europeană, autoritățile sunt nevoite să întocmească noi documentații și să organizeze alte licitații pentru desemnarea constructorilor care să execute lucrările. Acest lucru înseamnă că termenul de execuție al lucrărilor s-ar putea prelungi până în anul 2029. Proiectul mare pe POIM, legat de rețeaua de apă, apă uzată în județul Vâlcea, a fost semnat anul trecut, în 2 noiembrie 2022. Operatorul regional, în speță APA Vâlcea, a luat niște angajamente care, iată, astăzi, la aproape un an de zile și la sfârșitul exercițiului bugetar 2014-2020, cu extindere până în 31 decembrie 2023, nu poate fi realizat. Se dorește ca proiectul major de apă, apă uzată al județului Vâlcea, pe care cu toții doream să-l implementăm în actualul exercițiu bugetar, să fie mutat în următorul exercițiu bugetar cu finalitate 2027 plus N plus 2 2029. Astăzi suntem în situația în care contractul semnat anul trecut de APA Vâlcea în 2 noiembrie nu este fezabil pe niciunul dintre fazele ei, pe niciuna dintre fazele ei subsecvente. Cred că managementul operatorului regional, pe care noi îl solicităm de atâtea luni de zile să vină aici, trebuia să ne spună care sunt motivele pentru care s-a ajuns în această situație. Vreau să discut, ați spus dumneavoastră, de unitatea implementare proiecte, s-a schimbat de-a lungul acestor ani de vreo 3-4 ori managementul acestei UI. Dar nu asta este relevant. Discutăm de cofinanțarea unui proiect de 100 și ceva de milioane de euro. Discutăm de un proiect de 100 și ceva de milioane de euro sortit eșecului și iată că astăzi încercăm cumva să ne bucurăm că 10% sau de fapt 9 milioane din 150 de milioane înseamnă vreo 6% din ceea ce ne doream noi să se realizeze în județul Vâlcea urmează să fie realizat. Cred că sunt sincope mari aici în ceea ce ține de implementarea proiectului cu finanțare europeană. Într-adevăr, toți ne dorim să fie o nouă fazare. Fazare despre care astăzi discutăm ipotetic. Vorbim ca anul viitor să fie întocmită documentația. Spunea și domnul administrator public Mihailă că documentația de mediu are termen 31 martie 2024, iar ulterior, într-un interval de timp, probabil, sperăm noi, într-un caz optimist, 6-7 luni de zile, să fie semnat nou contract. Cred că această împărțire a proiectului mare, a proiectului pe infrastructură mare, făcută în județul Vâlcea a fost una cu totul și cu totul greșită. Iată că spuneați dumneavoastră că nu au venit firmele mari să participe la licitație și atunci reiterăm solicitarea noastră ca domnul director al APA Vâlcea să ne prezinte motivul pentru care sursa de cofinanțare nici în acest moment nu este asigurată. Nu vedem oportun ca prețul la apă uzată să fie crescut în 2024, cum era planificat, tocmai pentru a putea fi implementat proiectul mare pe POIM și atunci grupul Partidului Național Liberal va vota împotriva acestui proiect de pe ordinea de zi. Am solicitat un punct de vedere din partea conducerii APA Vâlcea cu privire la discuțiile care au avut loc în această săptămână în ședința Consiliului Județean Vâlcea. Menționăm că până la momentul difuzării acestui material nu ne-a fost transmis niciun răspuns.